fabrică de ceai. Fabrici, nu? Unde să producă acest ceai iarna, când e frig și atunci mă încălzește. Aputale nu-i ca Ela. Și ia uitați ce minunăție de mâncare mi-am luat eu, creveți. Bună dimineața, dragilor! Strada asta e a doua stradă mai mare de aici din Ela. Cum v-am spus în vlogul anterior că sunt doar două străzi mari. Pe strada asta ne duce la gare, este superbă, sunt foarte multe restaurante chic, așa, moderne. Și astăzi mergem la Haputale, mergem să vizităm o fabrică de ceai. Știți voi ceaiul acela, Lipton Tea, știți voi? Și să vedem cum îl fabrică, cum se procesează, vedem tot procesul. Hai să vedem dacă găsim un loc sau nu. Oh, super! Hello, lumea bună! Ia uitați ce vedere minunată! Da, a plouat puțin. Când am coborât din tren, ploaia s-a oprit. E incredibil de bine. Cred că a fost cel mai frumos traseu cu trenul de până acum, nu? Pe care l-am făcut până în momentul de față. Wow. Deci 23 de kilometri, practic, am stat pe ușa trenului. Filmând și făcând poze. Și acum mergem la o fabrică de ceai. Una foarte faimoasă. Parcă ai zis tu ceva, așa? Ai zis deja numele? Sau? N-am zis numele. N-ai zis numele. O să vedeți, dacă e foarte, foarte faimoasă. Aici, deci... Probabil sunteți și băutori de acel ceai. Hai să vedem. Încotro o luăm, că nu știm încă. Am ajuns în centru. Și de aici cred că trebuie să schimbăm traseul. Trebuie să negociez cu ăștia de la tuk-tuk să vedem ce zic. Până acum nu am mers bine. Așa arată. Da, și pentru că Sri Lanka este una dintre cele mai mari țări producătoare de ceai, ceaiul practic se cultivă peste tot în Sri Lanka, cu atât mai mult în această zonă unde suntem astăzi, în Haputale. Și bineînțeles că dacă au frunze de ceai, atunci trebuie să aibă și fabrici, nu? Unde să producă acest ceai. Este una aici lângă noi. Și ceea ce vreau să vă spunem e faptul că un ceai foarte faimos, pe care cu siguranță îl știți și l-ați gustat cel puțin o dată în viață, este Lipton Tea. Da, Lipton care Tea. Care se produce exact aici, în Sri Lanka. La Dambetana, și aici a venit Sir Thomas Lipton și a produs prima dată în 1930, cred, nu știu, ceva în genul ăla, a produs ceaiul Lipton. Producția ceaiului a fost și motivul pentru care britanicii au construit acel segment de linie de cale ferată superbă. Ca să poată transporta ceaiul. Bineînțeles. Este de vis. Din păcate, nu putem filma, nu putem face fotografii. Se pot face tururi organizate unde mergi într-o fabrică și îți arată tot procesul de la plantație la produsul final și o degustare de ceai, dar este interzis filmatul sau fotografiatul. Deci ideea noastră originală să intrăm, să filmăm, să
Vă arătăm cum se face, din păcate a picat. Oricum, o să rămânem pe aici prin Haputale să ne mai bucurăm de plantațiile de ceai și vă luăm cu noi. Și e timpul să degustăm ceaiul, nu? Da. Suntem chiar aici lângă fabrica care îl produce și aici este o terasă drăguță cu o vedere frumoasă asupra plantațiilor de ceai și hai să vedem cum este ceaiul lor. De la Chelebede. Sper că pronunț corect, nu știu, oricum. Bogdan, ce ți-ai luat? Eu mi-am luat ceai negru. Ciocolată. Se vede că am trăit la Londra, nu? Englezii sunt singurul popor pe care l-am întâlnit până acum că beau ceai cu lapte. Mie mi se pare ciudat. Dar e bun, mie îmi place. Îmi place, pot să spun că nu sunt un mare fan al ceaiului negru sau breakfast sau așa, dar cu lapte îmi place, pentru că are, nu este atât de, cum, amărui așa, sau îmi plac acelea fructate, care nu sunt chiar ceaiul, da? Alea nu, da. Dar ăsta e foarte bun. Cred că e cel mai bun ceai, că l-am băut până acum. Sau mie îmi place ceaiul... Are gust. Iarna, când e frig și atunci mă încălzește. Dar îl beau doar așa să mă încălzesc, nu că îmi place. Ok, oricum, e bun. Eu nu sunt un fan al ceaiului, dar îmi place ceaiul. Eu sunt un fan al cafelei, dar ador și ceaiul. Și acesta este chiar bun. Are o aromă intensă, așa. Se simte gustul, se simte. Hai. Și acum ne îndreptăm spre gară. Ia uitați ce vreme interesantă e afară. S-a lăsat o ceață, Doamne, Doamne! Haputale nu-i ca Ela. E divers. Un pic în urmă, așa zice, din punctul meu de vedere. Dar... E interesant așa, are un vibe așa mai divers, aș putea zice. Suntem super norocoși de vremea asta! Ne întoarcem acasă! Acasă? Da! Același tren? Nu același tren, trenul ăsta e divers, e mult mai modern. Dar mie îmi plăcea ăla mai mult, că era parcă mai tradițional. Da, asta e foarte aglomerat. De aia e divers. La aia mă refeream. Da. Lume bună, lume bună, a venit timpul pentru cină. Afară e răcoare, a trebuit să luăm gecile pe noi. Da, și plouat foarte mult. Dar am fost în tren, a fost bine. Acum mergem la restaurantul nostru preferat. Asta cred că e a patra oară când mergem acolo. Și o să mâncăm și cam așa se încheie și vlogul nostru cu Haputale și experiența de la plantațiile de ceai. Dar încă nu-l încheiem acum, așteptăm să mâncăm, să vă arătăm ce mâncăm și pe urmă să vă inspirăm să veniți aici și să gustați și mâncarea tradițională din Sri Lanka și ceaiul. Nu știu dacă v-am zis, dar ceaiul Ceylon, așa se cheamă, e unul dintre cele mai recunoscute ceaiuri din lume, unul dintre cele mai fine, cele mai bune. Da. Se face aici, dar cred că dacă sunteți pasionați de ceai și vă place ceaiul, cred că știți asta, nu? Și ia uitați ce minunăție de mâncare mi-am luat eu, creveți, care sunt delicioși. Și arată într-un mare fel. Ok, hai să fac și încheierea și să spun ideile mele ce mi-a plăcut la Haputale. Mi-a plăcut zona, e un peisaj de vis și drumul până acolo cu trenul, ce să mai e, o aventură, o senzație. Nici nu am știut când a trecut o oră jumate, nu? Da.
Am stat numai pe ușa trenului și cu gura căscată. Super! Merită experiența din plin. Și eu mi-am luat aceeași mâncare care am luat-o și prima dată când am venit aici. Hai să deschidem pachetelul, să vedem cum arată. Dumnezeu, ba, ce bine arată. Dacă aș putea să vă transmit mirosul... Iasă și aburul din el. Aburul se vede cu... Vreau să vă zic, nu ne-au plătit, nu ne fac reducere, nu nimic. Îi zice Eden Cafe. Deci dacă veniți în Ela, numai decât să veniți aici, că nu o să vă pare rău. Mie nu mi-a plăcut faptul că nu te lasă să filmezi înăuntru, să fotografiezi, nu poți să ai un documentar așa despre chestia cu ceaiul, dar călătoria cu trenul a fost un vis. Nu uitați să vă abonați la canal, asta ne ajută foarte mult, mulțumim din suflet celor care s-au abonat la canalul nostru și vă încurajăm și pe cei care nu v-ați abonat încă să vă abonați, că nu vă costă nimic și e gratis. Pe data viitoare...